Îl salut pe fostul președinte al Curții Constituționale, domnul Augustin Zegrean. Bună seara, domnule președinte. Bună seara. O coaliție mare ar putea să facă lucruri mari și în plan legislativ. S-a vorbit zilele acestea inclusiv despre schimbarea Constituției. După ce om depăși criza sanitară, după ce om găsi soluții și pentru criza bugetară pe care o traversăm în clipa de față și care s-ar putea în lunile următoare să fie din ce în ce mai dramatică, să se apuce coaliția asta mare să opereze și modificări de Constituție, mai ales că are în față un orizont de timp care i-ar permite asta până la viitoarele alegeri. Dacă Augustin Zegrean ar fi consultat, care ar fi primele trei lucruri pe care le-ar sugera celor ce s-ar apuca de un astfel de demers să le îndrepte în actuala Constituție a României? Primul dintre ele. Primul dintre ele, dacă ar fi să modifice Constituția, deși eu nu cred în asta și nici nu cred că e nevoie de modificare, important ar fi ca cei care proclamă această modificare să citească mai întâi Constituția și să înțeleagă, să o aplice, să o respecte. Asta e foarte tare, da. În al doilea rând, dacă ar fi să modifici Constituția, modificarea Constituției, domnul Ursul, nu este doar dorința unor politicieni. Modificarea Constituției trebuie să fie dorința nației, pentru că nația este chemată în final să voteze modificarea Constituției. Corect. Ori eu nu mi-amintesc ca în precedenta campanie electorală cineva să fi vorbit despre modificarea Constituției. Și mai ales despre această idee năstrușnică de acum de a-i lua românului dreptul de a-și alege președintele, căci modificarea Constituției spre o republică parlamentară înseamnă vot indirect pentru președinte, nu mai înseamnă vot universal. Nu, în înseamnă grâceavă, domnul Ursu. Vă uitați cum se chinuie să facă un guvern acum. Va fi și mai greu să aleagă un președinte, pentru că în republicile parlamentare, sunt câteva republici parlamentare în jurul nostru, președintele este ales cu o majoritate calificată de voturi, nu cu jumătate plus unu. Cel mai trist exemplu e cel al fraților noștri moldoveni. Unde... Ei au mers pe decizia Curții Constituționale și au renunțat la... Bun, deci spuneți că slabe șanse și chiar dacă ar fi vreun plan în direcția asta, ar sfârși prost că ei de-abia se înțeleg prost, să împartă niște ministere. Au și grecii un astfel de sistem și foarte greu aleg și ei președintele. Pentru că, vedeți, interesele sunt foarte mari și știți că Moldova 2 ani n-a avut președinte, în 2014-2015 n-a avut președinte, că n-au putut să se înțeleagă. Deci nu este o soluție pentru România. Dacă ar fi de modificat, altele ar fi de modificat și dacă o să mă întreb pe proastă, să le spun. De exemplu, ar trebui modificat sistemul de moțiune de cenzură, ar trebui făcută o moțiune constructivă, în sensul că cel care vine și propune moțiunea de cenzură să spună cine va fi următorul prim-ministru. A, foarte tare asta. Foarte tare asta. Și programul de guvernare. Corect. Și în aceeași zi s-ar vota moțiunea. Nu dai jos guvernul fără să vii cu soluții. Guvernul și mâine ar veni celălalt guvern. Aplauze pentru domnul Augustin Zegrean.